veti proaste pentru Laura Codru Cacovesi. Tudorel Toader: merg personal la CCR, doamna premier m-a solicitat ca eu să susțin cele stabilite în sesizare. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat: sunte, la Sinaia, ce va merge personal la Curtea Constituțională a României, CCR, în cauza privind conflictul între autorități determinat de refuzul presubliniereedintelui României de a o revoca pe Laura Codru Cacovesi din funcția de procuror subliniere F al Direcției Naționale Anticorupție, DNA. CCR a stabilit, cred, data de 10 pentru soluționarea conflictului. A, vom merge personal. Am vorbit cu doamna premier sublinierei, sigur, m-a solicitat ca eu să susțin cele statuate, cele stabilite în sesizare, a spus Toader. Întrebat care va fi argumentul cel mai puternic pe care îl va invoca în susținerea cauzei, Toader a menționat neconstituționalitatea comportamentului sublinierei, crearea unui blocaj instituțional între presublinieredinte sublinierei ministrul Justiției, ca parte a guvernului. Partea care sesizează CCR cu un conflict juridic de natură constituțională, evident ce are convingerea înclecerii exigențelor constituționale de CCR, partea pe care o reclam. Vorbeam în general. De CCR presubliniereedinte, în cazul acesta. Noi venim cu argumente, curtea va decide. Din 2003 până astăzi sunt 15 ani de când exist competența curții de a soluționa astfel de conflicte, sublinierei, multe dintre ele au fost constatate, dar nu au dus la sancționarea percii care a generat, determinat, conflictul. Să nu mă întrebați atunci de ce am solicitat printre cele 20 de motive în cazul doamnei Cacovesi încălcarea Constituției, faptul ce a generat, a provocat cele 3 conflicte, din care 2 pronuncate de curte, iar în unul curtea în considerente a arătat care e conduita de urmat de CETREDNA, pentru ce acolo este vorba despre o încălcare repetitivă a Constituției. A fost vorba de 3 conflicte într-un interval de timp foarte scurt, ceea ce înseamnă că avem o alt premis, o alt ipoteză prin raportarea autoricii la Constituție, a mai spus Toader. Curtea Constituțională a României va discuta pe 10 mai cererea de soluționare a conflictului între autorități determinat de refuzul presublinieredintelui României de a o revoca pe Laura Codru Cacovesi din funcția de procuror subliniere F al Direcției Naționale Anticorupție, au precizat vineri, pentru Ager Press, oficialii ai CCR. CCR a fost sesizat cu cererea de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională între ministrul Justiției, pe de o parte, sublinierei presublinieredintele României, pe de altă parte, în principal, sublinierei între guvernul României sublinierei presublinieredinte, în subsidiar, determinat de refuzul lui Klaus Iohannis de a da curs cererii de revocare din funcția de procuror subliniere F al DNA a Laurei Codru Cacovesi. Ministrul Justiției particip,
la Sinaia, la conferința internațională organizată de Autoritatea Electorală Permanent în parteneriat cu Comisia Europeană pentru Democrație prin dreapta Consiliului Europei, Comisia de la Veneția, cu tema alegerii libere, parlamente sublinierei formarea națiunii.